Din noiembrie 2018, pe lângă Mănăstirea Văratec din județul Neamț, funcționează centrul rezidențial Cuvioasa Nazaria. Așezământul destinat persoanelor vârstnice și-a mărit de curând capacitatea de cazare și așteaptă noi beneficiari. De la deschiderea sa, centrul rezidențial Cuvioasa Nazaria de la Văratec a funcționat cu 12 angajați și a oferit servicii unui număr de 21 de bătrâni. Cu timpul, numărul beneficiarilor a crescut la 37 de persoane vârstnice, iar de curând capacitatea a fost mărită cu alte 35 de locuri. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca într-un timp foarte scurt să putem crea condiții și să amenajăm spațiile necesare pentru a completa numărul maxim de beneficiari. Aș vrea să mulțumesc pentru sprijinul acordat de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care ne-a ajutat să putem dota camerele, să putem primi beneficiari. Maicii sare Iosefina Ciosanu a contribuit la amenajarea unor săli și spații care necesitau remedieri. Și Primărie Comunei Agapea, care s-a implicat în pregătirea documentelor pentru a avea un acord de asociere cu Consiliul Județean pentru salarizare, care este cea mai costisitoare. Mulțumim lui Dumnezeu că în acest an putem să creștem numărul de beneficiari la capacitate maximă și nădăjduim să avem câte mai multe solicitări de beneficiari care pot se încadrează condițiile noastre de admitere. Persoane independente, fără boli psihice, chiar și persoane semi-dependente. Ne-am dorit foarte mult ca să putem să mergem la capacitate maximă, deoarece a fost foarte costisitor să mergem cu un număr redus de beneficiari, deși costurile au fost foarte mari. A fost un sacrificiu să mergem un an de zile doar cu 21 de beneficiari. Și acum, având aceste condiții, ar fi o mare bucurie și o realizare pentru centrul nostru să mergem la capacitate maximă. Centrul asigură persoanelor supraveghere permanentă, 3 mese pe zi și gustări între mese, administrarea tratamentului, monitorizarea stării de sănătate, servicii igienico-sanitare, medic generalist săptămânal, fizioterapie, servicii religioase și alte facilități suplimentare. Noi am venit la acest cămin și eu și colega mea datorită singurătății. Mie mi-a murit soțul colegii este bolnav și nu este acasă și acasă ca să stai singur este foarte urât. Și aici am găsit companie atât la măicuțe cât și la personalul care este, care ori de câte ori îl cerem părerea lor sau îi solicităm, stau de vorbă cu noi, ne cer părerea, deci se comportă cu noi foarte, foarte frumos. Aș dori ca multă lume să ajungă să vină, să vadă ce condiții și cum se comportă personalul de aici cu noi. Impresia care mi-a făcut-o de la început este extraordinar de bună. Din cauza asta am și hotărât să vin aici. Acasă nu aveam cu cine să stau, și eram singură. Suntem singure. Și tot personalul se poartă extraordinar de frumos cu noi. Suntem foarte, foarte mulțumiți. Măicuțele sunt foarte drăguțe. Foarte, foarte drăguțe, amabile, mereu ne vizitează, ne întreabă dacă mai avem nevoie de ceva să spunem, alături de noi tot timpul. Piatra de temelie a centrului rezidențial Cuvioasa Nazaria de la Văratec a fost pusă de prafericitul părinte patriarh Daniel în data de 7 mai 1997, la acea vreme mitropolit al Moldovei și Bucovinei.